magia iernii începe cu ritualul de împodobire a bradului. Poză! Ublit! Ho, ho, ho! A urmat o vizită acasă la Moș Crăciun. Wake up the happiness! Shake up the happiness! It's Christmas time! Păi eu acasă la mine, Moșu! Să sunt tot anul! S-a zis că sunt in relationship. Eu-s bunica cea mai tânără. Da. Atunci stai pe piciorul, Moșu. Vreau să vă întrebăm dacă sunteți de acord ca din banii marelui premiu voi să cedați 5.000 de lei pentru a cumpăra tot felul de produse, dulciuri, jucării și cadouri și pentru a le înmâna voi personal unor copii de la casa de copii. Suntem de la Mireasa pentru fiul meu și am venit să vă vizităm, să ne cunoaștem și să ne împrietenim. Sper să vă bucurați de tot ce v-am adus. Așadar, preț de o zi, cu toții au dat uitării conflictele și și-au unit forțele pentru a face o surpriză unor copii mai puțin norocoși. Vine iar și la noi, Moșu plân și bun, să cântăm, să dansăm pentru Moș Crăciun. Haideți, lume, să auzim chiuiturile! Doamnelor și domnilor, cred că ați înțeles că noi pe domnul Ghiță îl căpătuim astăzi, pentru că ne va sta foarte bine cu el pe masa de Crăciun. Cine vrea este așteptat aici să bem o țuică, să mâncăm un porc. E jocul porcului și jocul țuicii. Hai, să mă vorbi ochi! Gata, hai, care? Cine face porcul? Că nu eu am treabă cu domnul Gogo. Noi jucăm. Da, îl face Cristina. Atât s-a născut Hristos, Mesia, timp luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Florile d'albe, dimineața la moșajul, ne dați orlu, ne dați dom, dom, sănătăm. Fetele și băieții s-au colindat reciproc, iar în ajunul Crăciunului au avut parte de o surpriză încântătoare. Camerele de filmat nu l-au putut surprinde pe Moș Crăciun, însă dimineață toată lumea a găsit cadourile frumos aranjate sub brad. Dar cel mai mult concurenții s-au bucurat când i-au revăzut pe cei dragi.